Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Dana Ciobanu și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Cinematografia este o mașină metaforică, o fereastră către lume, un mijloc de expresie pentru cineaști și un declanșator de senzații pentru noi spectatorii. Viitorul filmului autohton depinde de tinerii cineaști care la rândul lor au nevoie de o școală bună, suport didactic și tehnic adecvat. Despre oportunitățile existente și laboratoarele de creație pentru studenții de la arte, vă invit să discutăm astăzi la Obiectiv Comun. O școală de film nu garantează nimănui că va face filme bune, dar poate fi o siguranță că acestea vor fi realizate corect. Bucătăria tehnică, scrierea și abordarea unui scenariu, analiza unui film, lucrul cu echipa sau incursiunile în istoria cinematografiei sunt materii care îi pot transforma pe actuali studenți în buni profesioniști. Studiile de specialitate sunt complete doar dacă există un suport tehnic pe măsură. Implementarea proiectului Dotarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova cu dispozitive multimedia, finanțate de către Ambasada Japoniei în Republica Moldova, în cadrul programului Cusanone, a contribuit direct și eficient la îmbunătățirea procesului de instruire a viitorilor cineaști. Acest proiect atât de mult dorit și atât de mulți ani noi am aplicat la mai multe proiecte și, din păcate, a fost câștigat de altcineva, tot din Moldova, pentru că Japonia, într-adevăr, multe granturi, deci ne ajută pe noi în foarte multe domenii și atât de mult ne-am dorit că la un moment dat zice, bă, n-o să mai fie niciodată. Și în sfârșit, zicem, eu știu, am avut norocul, încă era ambasada la Kiev, ambasada Japoniei, și reprezentantul ambasadei care a venit, nu știu cum mi-am plăcut, sau am vorbit prea mult despre cultura japoneză, că eu o cunosc foarte bine, sau eu știu, am zis că avem nevoie, pentru că nu putem participa la festivaluri, aveam aparatură foarte neperformantă, dar calitatea filmului contează în mod de condiții. Și de aceea, în momentul când noi am văzut toată aparatura asta, ea nu este spectaculoasă, ea stă în safeuri, sunt niște camere mici, dar performanți, niște obiective mici, dar foarte, foarte bune și sunet și lumini. Deci, desigur că am răsflat ușurat, să zicem așa, studenții parcă mai talentați au devenit, parcă de acum nu mai este mereu același argument, domnul Dru, dacă noi nu avem aparatură, ce... Măi, zic, și fără aparatură se poate spune idei frumoase, dar cu aparatură, desigur, poate să ne vadă ce... Putem să participăm și la festivaluri, deci, și de fapt cu performanțele tehnice se schimbă și limbajul cinematografic. Cum a fost înainte și ce este acum, fiindcă înainte, bineînțeles, lumini au fost sau minime sau deloc, nu? Acum avem aparataj inclusiv și de lumini și camere și optică și asta este ceva absolut necesar pentru operatorii începători. Deci fără a lucra, fără a face exerciții cu lumina, cu tehnică, studiile devin mai puțin productive, mai puțin eficiente. Și mai puțin asta cam așa, ușor am spus. Deci practic zero poate să fie efect. Acum noi avem acest aparataj și dacă înainte studenții puteau spune că eu nu pot să filmez lucrare, că nu mi-ajunge ceva, acum așa un argument deja nu mai este cumva considerat ca un argument serios și asta ne ajută foarte mult să devenim mai productivi, mai eficienți și bineînțeles mai artistici. În orice instituție de învățământ superior cu profil cinematografic, studenții își dezvoltă și deprind abilități artistice și tehnice necesare pentru a începe o carieră în acest domeniu. O bază tehnică modernă este un element definitoriu în procesul de instruire, spun lectorii universitari. Ce și văd studenții acum așa au din start posibilitatea chiar la ore să pipăie un obiectiv profesional, să seteze parametri profesionali deja de acasă, cum s-ar spune, ceea ce nu o să creeze impediment când studenții se lansează în mediul profesional cu tehnică profesionistă. Iată, ai de lucru cu așa echipaj, cu așa echipament, bun, eu știu să-l setez, pot să mă apuc. De moment ce ai lucrat de gen cu tehnică de casă, de așa mai ieftină, nu e aceeași. Dacă să-mi amintesc de anii mei, de studenții, noi cu camerele de care făceam rost sau dispuneam atunci, ca să înțelegeți diferența de la tehnica de atunci și tehnica de acum care ne-e oferită de poporul japonez, noi filmam probabil cu rezoluții care ar arăta cam o diagonală așa,
Și la moment, dacă se filmează și în Ultra HD, actualul 4K, ar fi cam așa. Deci cu tot o altă rezoluție, cu tot o altă calitate, cu tot o altă lumină. Ceva care, într-adevăr, se simte ca un nivel profesionist chiar de pe băncile Academiei. De aici te apuci de lucru la nivel profesionist. Și, adică noi, când începeam cu niște cameruți micuți și nu știu mai ce, era un gen de asta e, mai mult nu putem, știți? Acum, într-adevăr, studenții nu mai au argumente ca să spună că cum am avut noi argumentele, că asta e tot ce am putut face. Acum se poate de făcut o calitate foarte mare. Important că studenții au, într-adevăr, timpul maxim pentru a gândi orice, să fie cât mai artistic și cât mai plăcut, fiindcă tehnica deja oferă posibilitatea asta. În primul rând, e foarte necesar să existe chestia asta și e foarte bine că în sfârșit există chestia asta. Dar nu mă așteptam cumva ca și anul întâi să aibă acces la ele din prima. Și pentru că avem acces la ele, putem să învățăm mult mai multe din prima. Și deja, cum ne vezi pe platou de filmare, putem să facem câteva chestii aici, pentru că le-am învățat la facultate folosind tehnica de acolo. Calitatea tehnică devine oricum mai bună. Și disciplina devine un pic mai serioasă. Și ambiția sau entuziasmul poate să devină mai mare, da? Altă problemă poate fi că, mă rog, în timpul nostru, care totul schimbă atât de repede cu rețele de socializare și așa mai departe, parcă a apărut tehnică și studentul ar putea să filmeze cât vrea. Și nu tot timpul asta se întâmplă. Asta e deja pasul următor, să le motivăm altfel cumva, să vorbim mai exact ca oameni maturi că lucrările trebuiesc făcute și punct. Manualul de instruire a studenților, documentul principal pentru activitatea practică a studenților, prevede ca fiecare student la specialitățile precum regie sau imagine, producție să realizeze în timpul studiilor 8 filme de scurt metraj, 4 portofolii de fotografie în arta fotografiei, 4 exerciții în sunetul film și TV, 4 exerciții în producția de film și TV, 2 exerciții în muzică de film și TV. Asta ne ajută foarte mult, fiindcă acum chiar se fac foarte multe filme de licență, anul acesta termină regia și asta ajută foarte mult. Deci nu trebuie să ne mai batem capul de unde să luăm tehnica și cu ce să filmăm și e foarte bine. Deci atâta timp cât studenții n-au buget, practic, trebuie noi toate filmele de licență le facem fără buget și ușurează foarte mult. Promitem că vom face filme bune, că vom educa și vom avea profesioniști în arta cinematografiei și a televiziunii. Foarte mulți din voi lucrează la televiziune. Dacă nu avem medii cinematografici 100%, nu avem un studio care să producă filme, care să producă seriale. Deci studenții noștri, buni, răi, dar zbuni, deci și câștigă bucată îi pune în multimedie, deci la televiziune, eu știu, tot ce ține de imagini, imaginație, cuvânt și talent. Asistența acordată de guvernul Japoniei prin proiectele de asistență tehnică în domeniul culturii realizate de către ambasada Japoniei în Republica Moldova este un argument în plus că cinematografia autohtonă poate deveni competitivă grație specialiștilor bine instruiți. În 2020 va fi evaluată folosirea dispozitivelor multimedia și va fi organizat un follow-up pentru a face concluzii despre primii 2 ani de implementare a proiectului Dotarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova cu dispozitive multimedia în cadrul programului Cusanone. Am revenit în platou unde am o deosebită plăcere să-i prezint pe invitații ediției de astăzi. Este vorba despre excelența sa, domnul Masanobu Yoshi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova. Excelență, bună seara, bine ați venit la TV Moldova. Da. Bună seara. Este vorba de Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova, directorul general al OVH Studio, directorul Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, lector AMTAP. Domnule Mărgineanu, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit și mulțumim pentru invitație. Cu mare drag. Și e vorba de cineastul și lectorul AMTAP, Ion Usatăi. Ion, bună seara, bine ai venit. Bună seara, Dana, bine te-am găsit. Dragi invitați, colaborarea dintre Japonia și Republica Moldova, atât de frumoasă în plan artistic și atât de darnică din partea poporului japonez pentru acest domeniu, nu doar pentru acest domeniu, dar astăzi vorbim despre cultură, atât de mult înseamnă pentru
lectorii Universității, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Catedra Multimedia, atât de mult înseamnă pentru studenții care își fac aici studiile și visează la un viitor frumos în cinematografia din țară. Ce înseamnă acest proiect pentru poporul japonez? Cum a început să dea roade invitația Academiei și inițiativa Academiei în găsirea unui grant și a unui proiect care până la urmă a fost implementat cu succes. Da. Mai întâi, sigur că cu aceasta este în legătură cu cultura, dar aș vrea să vă explic ceva cu, se numește cu ODA, adică Asistența Oficială de Dezvoltare, pentru că Japonia se spune că, adică politica diplomatică noastră este, una este perspectiva panoramică asupra mapa mondului. Ceva cu complicat, dar în celălalt este contribuție proactivă la pace. Tot asta este înseamnă că noi dorim să dezvoltăm relațiile bilaterale cu cât de multe țări, relațiile de prietenie și bune. Aceasta este cu dorința noastră și noi dorim să promovăm valorile fundamentale universale, cum ar fi, de exemplu, democrația sau supremația regii, sau cu adică piața, economia de piață sau cu aceasta. Și noi am acordat mai multe asistență, nu numai cu un domeniu cu economice sau cu octorirea cu sănătate sau cu adică un domeniu de sănătate, spitalele, ci și un cultural, pentru că noi dorim să dezvoltăm relațiile bune cu Moldova. Și noi continuăm să acordăm, adică pentru Moldova, de pentru dezvoltare. În general, cu cultura și arta ne îmbogățesc viața și ne inspira în bogăție de a trăi. Nu? Asta este cu foarte important. Și noi considerăm nu numai cu această pentru dezvoltarea economică, stabilă. Asta este nevoie pentru Moldova și pentru sigur că cu îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, tot e nevoie. Noi considerăm că cu prietenul care ajută la nevoie. Este prieten adevărat. Dar în același timp, nu v-am spus că cultura și arta e foarte important. Și în același timp, noi considerăm pentru Moldova, pentru viitor, este cu studenții. Nu? Tinerii se joacă rolul foarte important. În această cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Aceasta este de cu Academia, cu educația, adică superioară și în același timp legată de cu cultura. Și noi suntem foarte, foarte bucuroși că putem să noi am putut să facem ceva, chiar dacă este cu suma nu e prea mare, totuși noi am putut să acordăm asistența pentru Academiei dumneavoastră. Așa este, Excelență, vă mulțumim foarte mult. Ați observat entuziasmul din vocile lectorilor, entuziasmul din vocile studenților atunci când vorbeau cum e să lucrezi pe platoul de filmare și la lecții, în clasele de studiu, cum să lucrezi cu o tehnică profesionistă. Având în spate experiența lipsei acestei tehnici, iată, Ioana a fost absolventă, este absolventă al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, a prins perioada în care această tehnică lipsea și cred că Ion poți să ne spui cum a fost și cum este acum, în prezent, care sunt schimbările palpabile din punct de vedere al unui fost student și acum în prezent lector. Da, păi bine, când eu am absolvit în 2014 și cam de 20 de ani de când există Catedra Multimedia, studenții nu aveau parte de resurse tehnice pentru a-și face exercițiile sau filme de licență. Noi eram nevoiți să ne descurcăm cu propriile noastre puteri și financiare și umane și tehnice și de tot genul. Acum când deja avem un echipament, suntem dotați, aș putea spune, destul de bine. Poate nu fiecare student are camera sa, dar avem 2-3 echipamente care le putem da la 2-3 grupe de studenți care să-și facă filmele de licență. După ce scenariile sunt aprobate, noi le oferim tehnica și ei își creează filmele sale, care calitativ ele sunt de un alt nivel total.
Este foarte important atunci când înveți, poți pune mâna pe un instrument profesional ca să-l simți și să capeți niște deprinderi profesionale corecte. Da, e una când filmezi cu o cameră simplă amatoricească sau, mă rog, e o calitate mai înaltă, dar nu fiecare își poate permite să filmeze cu niște camere foarte scumpe care costă $10,000 sau mai adăugăm aici echipamentul de lumină și toate celelalte. Este foarte scump în genere să te ocupi cu filmul. Este o plăcere scumpă. Și acum cu acest program cu Sanoni, noi deja avem posibilitatea să încercăm, să experimentăm, să ne învățăm, să lucrăm corect. Bine spus, și nu e nevoie de pierdut timp pentru tinerii specialiști odată ce au absolvit facultatea ca să recupereze tehnica de dobândire a mânuirii unui obiectiv, a unei camere profesioniste, atât timp cât ai exersat pe cele neprofesioniste. Domnule Mărgineanu, atunci când vorbim despre procesul de instruire într-o școală de studii superioare, mai ales într-un domeniu atât de specific, cinematografia, totuși vorbim și de anumite condiții specifice acestui gen de studiu. Cum ar arăta, cum este ideal să arate o facultate de multimedia a unei universități care pune accent pe cinematografie, pe media? Spuneți-ne, care ar fi condițiile optime? Da, corect. Cel puțin la nivelul care arată acum facultatea noastră multimedia. Știm foarte bine, și asta o poate confirma orice cineast, pentru că această meserie, anume de film, și cei care vor să lucreze în domeniul filmului, pot învăța în special pe platou. Deci această meserie se învață mai mult pe platou decât în sălile de curs. Acum vă imaginați cum era să învățăm noi această meserie în sălile de curs fără utilaj, fără acest echipament. Era destul de greu. Cât de perfect nu le povestea domnul Druck despre istoria cinematografiei, despre tendințele cinematografice, până la urmă fiecare student trebuie să pună mâna pe cameră, să meargă pe platoul de filmare, să ridice, să instaleze lumina, să pună microfonul, și asta face parte din domeniul, din procesul de învățământ. Respectiv, datorită acestui echipament obținut prin grantul oferit de către Ambasada Japoniei, acum studenții noștri se pot numi studenți fericiți. Și o confirmă, cred că, acel reportaj care ați făcut dumneavoastră, și care studenții acum cu mare entuziasm și cu mare plăcere vin la ore, așteaptă rândul să ia camera, să meargă pe platou, să se joace cu ea, în sensul de a face acele obligații sau acele planuri care sunt prevăzute, de care a spus dumneavoastră, câteva filme, câteva emisiuni, câteva reportaje, dar cel puțin au ce le face și chiar se joacă. Și pentru noi, dacă vreți, s-a rezolvat o primă problemă, a fost deja soluționată. Fapt pentru care, bineînțeles, trebuie să mulțumim ambasadei și mi-a plăcut foarte mult discursul dumneavoastră, excelență, în legătură cu faptul că trebuie să investim în educație și în cultură. Este punctul de la care trebuie să pornim noi. Este poporul japonez reprezintă un model în acest sens, și această investiție făcută în cultură este cumva atât de specific poporului japonez. Sper să preluăm și noi cele mai frumoase modele de la dumneavoastră. Excelență, spuneți-ne care sunt cele mai importante momente în acest proiect, cât durează proiectul, această asistență de acordare a tehnicii, și cu ce se va încheia? Da, pentru că în Japonia, în domeniul cultural, noi avem două programe de asistență. Una se numește Cultural Grant Aid. Asta este cu asistența nedeambursabilă culturală. Aceasta este dintre guvernul și guvernul. Și noi am acordat trei proiecte până în prezent, program. Una este pentru Teatrul Național Mihai Eminescu și celelalte este cu Universitatea de Stat și încă este Muzeul Național de Artă. De exemplu, de recent noi am organizat o expoziție de papuși, da? Dar cu aceasta Muzeul Național de Artă, dar această Muzeul Național de Artă, știi, tot e demorat din partea cu Moldova, România, de cu asistența, știi, e foarte frumos, dar noi am donat anumite cu echipamente pentru aceasta. Și celălalt este, se numește Grassroots Cultural Grant Aid, adică tot este cu nenambursabil, adică asistența pentru grassroots. Grassroots, asta este noi în limba japoneză, Kusanone. În limba română poate, de exemplu, spunem, adică rădăcina ierbilor sau cu asta.
adică, da, 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 da. Asta este pentru cu persoanele obișnuite, da. Adică în modul cu această cu sanone, noi facem în mod direct, noi primim cererea de la instituții publice. Da. Și nu e cu, adică, volum mare în comparație cu carcerul Granted, dar Xanone este, noi primim în mod direct de la instituții publice sau cu chiar NGO, adică cu organizația neguvernamentală. Noi primim în mod direct, noi studiam posibilitate și după aceea colegii noștri de la ambasada vizitează și face o discuție și după aceea, dacă noi suntem de acord, noi propunem la Tokyo și Tokyo studiază și după aceea aprobă și facem de, se numește cu generalul contract, contractul general, adică asta este cu de la, nu e de cu guvernul, noi primim în ambasada în mod direct de la instituții publice și asta cumva simplifică drumul și accesul la un grant, da, un grant care da, poate da, fi da, și mai scurt, mai adică cu ușor, nu trebuie să facem, adică schimb de note între cele două guverne, adică între ambasada și beneficiatorii. Da, noi facem, adică semnăm aceasta cu de contract. Da, și după aceea imediat noi transferăm, adică cu fond, adică contul care deschis la beneficiatorii, da. Am înțeles, vă mulțumesc. Eu vreau să te întreb, pentru că tu contactezi cu studenții care au acces la aceste această tehnică, dacă s-a îmbunătățit calitatea exercițiului cinematografic realizat de studenții tăi și de ceilalți studenți de la această catedră datorită acestei tehnici sau încă rezultatele practic se lasă încă așteptate, pentru că e vorba nu doar de tehnică, dar și de alte momente în procesul de creație. Nivelul calității s-a îmbunătățit foarte mult, dar ceea ce mă bucură pe mine mai mult este că eu simt cum acum studenții au devenit și mai organizați, ceea ce este foarte important în a crea un film tot. Când ai acces la ea și ești limitat în zilele de filmare pentru că mai vrea și alt băiat să filmeze, tu trebuie să organizezi foarte bine planul de filmare și ei încep să gândească mult mai producția să o facă mult mai calculat și asta sunt niște abilități, calități foarte importante în film. Practic, e nevoie de o programare deci, din timp ca să ai acces la tehnică și să fie urmat acest orar al filmărilor, pentru că știi că în spate mai există o echipă care are programată o filmare în aprilie, în mai și trebuie să te încadrezi într-un anumit timp. Da, nu ți aparține doar ție. Deci este un bun comun în crearea frumosului. Domnule Margineanu, spuneți-ne despre șansa acestor tineri care pentru în primul an a avut acces la această tehnică și cum s-a simțit, deci cum ați simțit dumneavoastră entuziasmul acestor tineri, cum a crescut, cum s-a deosebit, dacă erau încă puțin reticenți față de tehnica aceasta profesionistă, neștiind cum să lucreze cu ea sau nu, din contra, având teoria în spate, învățată deja, când a apărut tehnica, s-au mobilizat. Eu cred că dorința de a filma pe un echipament bun a existat de mult. Și acum, având această șansă, toți studenții cred că au fost deja pregătiți, să zicem așa. Mai mult că a fost mult așteptat acest proiect, toți au vorbit de el, toți studenții vroiau să ajungă să fie studenți, să obțină și ei un pic din echipament. Și bineînțeles că asta ajută foarte mult procesul de învățământ. Chiar foarte mult, vă spun pentru faptul că atunci când absolvenții deja facultății noastre merg să se angajeze, ei au un plus valoare pentru că cunosc deja echipamentul, ceea ce văd în fața lor de genul televiziunilor sau studiouri de producție, știu cum să se manifeste, cum să se comporte cu asemenea echipament. Și în felul acesta, noi deja putem afirma cu toată încrederea că absolvenții facultății sau că departamentul multimedia deja sunt pregătiți și pot foarte bine să se integreze în activitatea de filmare. Mai mult decât atât, chiar vreau să menționez studenții noștri participând la diverse festivaluri internaționale, fiind în afară sau având contact cu investitorii din afară care lucrează în domeniul filmului, deja pot comunica foarte liber la nivelul de tehnică, echipament, investiții, tendințe în domeniul respectiv. Pentru că una e să citești sau să vezi pe net și alta să stai cu camera sau cu această lumină performantă sau cu acest traveling și să știi deja să-l mânuiești. Și atunci
vorbești la aceeași poziție și asta e foarte important. Vom vorbi despre șansele tinerilor începători, debutanți în cinematografie, oferită de practic de o tehnică profesionistă de a reuși, pentru că, cum spunea și domnul Druc, a crescut și calitatea filmelor apărute în exercițiu în cadrul Academiei, dar vorbim despre festivaluri, pentru că tot la festivaluri ați ajuns, domnule Mărgineanu, marile orașe din România și din Republica Moldova găzduiesc an de an numeroase festivaluri de film, seri dedicate filmului, expoziții tematice despre film. Astfel, peisajul urban românesc de aici, de peste Prut, devine din ce în ce mai colorat, mai conectat cu cinematografia. Marele orașe din România, în special Bucureștiul, găzduiesc an de an numeroase evenimente culturale și de divertisment. Astfel, peisajul urban românesc devine din ce în ce mai colorat, mai conectat și mai avid după distracție, informare și culturalizare. Evenimentele dedicate filmului sunt o oportunitate extrem de importantă pentru cineaști profesioniști, dar și pentru începători. Unul dintre evenimentele tradiționale este Festivalul Internațional de Film Studențesc Cinema Iubit, care are trei secțiuni principale: ficțiune, documentar și animație experiment. Spectatorii pot descoperi pe marele ecran o paletă largă de viziuni cinematografice originale. Festivalul este organizat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Juriul este unul internațional și reunește personalități din lumea cinematografică din România și din străinătate. Un alt eveniment de acest gen este Hiperfest, festivalul internațional de film studențesc al Universității Hiperion din București. La fiecare ediție, numărul scurtmetrajelor înscrise în competiție crește. Spectatorii se pot bucura de prezența unor personalități din industria filmului românesc, care împărtășesc din experiența lor tinerilor prin intermediul masterclass-urilor și workshop-urilor de regie și actorie. Asta e culmea, dar sunt eu vinovată că nu pot să-mi cumpăr bilet? De ce? Pentru că n-aveți vorun. Cine trebuie să schimbe? Cine trebuie să vândă bilete clientul? Rest n-avem, dar poftă de mâncare avem! Festivalul Cronograf este la ora actuală singurul festival internațional de film documentar din Republica Moldova. Cronograf este un eveniment cultural complex și include proiecții și premiere de film, conferințe de presă cu personalități din lumea filmului, mese rotunde, proiecții tematice în afara concursului și ateliere dedicate tinerilor cineaști. Festivalul este o oportunitate pentru cineaști autohtoni să iasă din anonimat și să aibă acces către noutățile din domeniu. Am revenit în platou, dragi invitați. Domnule Mărgineanu, pe dumneavoastră o să vă întreb, pentru că sunteți directorul Festivalului Cronograf, despre inițiativele venite din partea tinerilor studenți atunci când au posibilitatea să participe cu lucrări proaspete, calde, ieșite, abia ieșite din cuptor, cum s-ar spune, când încă sunt studenți la facultate, pentru că tot vorbim, vrem să facem această legătură între tehnică, între reușită, între succesul unei pelicule filmată cu o tehnică profesionistă. Bineînțeles că orice festival este, dacă vreți, un examen pentru studenții respectivi, pentru că acolo îi văd reacția publicului, acolo se simt dacă filmul a ajuns sau mesajul filmului a ajuns la spectator așa cum și-au propus sau n-a ajuns. Aplauzele de după film sau Q&A-urile, întrebări-răspunsurile care apar, sunt și ele un fel de decizie a reușitei filmului. Dar vreau să spun că aceste evenimente, genul festivalului care ați prezentat dumneavoastră, sunt foarte binevenite pentru studenți, indiferent dacă participă acolo ca participanți, în sensul în competiție, dacă au filme care se proiectează pe mare ecran, sau dacă pur și simplu participă ca voluntari. Este foarte important să fie în anturajul unui festival, să fie în contact cu regizorii, cu protagoniștii, cu documentariștii în cazul nostru. De asta sunt binevenite și festivalurile care n-ați reușit să le menționați aici. Class Fest-ul este festivalul studenților noștri ai Academiei de Muzică, imagine, Teatru și Artă Plastice, aveți, da? Avem care imagine. Anul acesta va fi pe, pe film. Un an este, o ediție este film, o ediție este teatru. Anul acesta, 2019, va fi axat pe film. Respectiv, studenții noștri de la Multimedia vor avea foarte mult de lucru în luna aprilie. După care mai vine Festivalul Cronograf, la fel avem secțiunea locală, avem secțiunea online pentru documentar, pentru tineri
Și vă spuneam, practic toți studenții participă și văd prin serile de proiecții și asta este important. Mai mult decât atât, vin în calitate și de voluntari și de organizatori și asta le dă, dacă vreți, o plus valoare procesul de învățământ. Excelență, am o întrebare la dumneavoastră. Cât de actual ar suna un gen de colaborare între studenții din Republica Moldova la această catedră și studenții japonezi din Tokyo sau din oricare alt oraș al Japoniei, pentru ca acest schimb de experiență, acest schimb de mesaje cinematografice să dea roade și aici și dincolo. Nu știu, dincolo cred că noi suntem cei care ar trebui să absorbim ca un burete acest avânt cultural cinematografic al Japoniei, dar totuși ar putea fi loc de asemenea evenimente, pentru că bănuiesc că pentru studenții de la Facultatea Multimedia ar însemna un foarte mare avantaj, un plus, ca să poată cunoaște alt fel de relații, vorbim de cele studențești. Da. Eu sper și noi speram că adică trebuie să facem cu această cu relații la nivelul studenții. E sigur că noi adică primim cu, de exemplu, vârsta pentru studenții, adică mă rog, dar cu acest cu domeniu noi dorim să facem adică de dezvoltarea și ceva de cu schimb de personalitate și schimb de cu această cu experiența între cele două, adică țari și da, mai ales la studenții la universitate. Noi am primit cererea de la Academia, atunci noi am considerat că cu această cu adică proiect, Japonia trebuie să acordăm, pentru că mai multe cu echipamente, este marca japoneză. Și așa. Filmul, de exemplu, dumneavoastră filmează, tot este marca japoneză, este mai mult, nu? Dacă aceasta este cu domeniul nostru, dar în același timp, adică filme, noi am organizat în prezent 3 festivaluri filmelor japoneze, aici la Chișinău și săptămâna viitoare, luni și marți, noi organizăm, tot este cu festivalul filmelor japoneze, adică Barți, la Universitate Alex Russo, de acolo, pentru că filmă, aceasta cu filmele reprezintă adică mod de gândire și cu, cum adică cu viața noastră. Noi am ales adică 2 filme, dar noi am participat mai multe cu filmele cu și redactori și tot este cu japonez și au câștigat și cred că este cu această gen de cu, nu, experiență, nu numai la studenți, ci și de cu profesioniști. Nu? Eu și spectatorii câștigă, da. Privind aceste filme, vizionând aceste produse cinematografice. Ion, vreau să te întreb ce se întâmplă după absolvirea facultății, pentru că tot vorbim de pregătirea specialiștilor și vreau să te întreb cât de flămândă este piața în căutarea specialiștilor buni. Dacă pot ei ulterior să se angajeze așa cum își doresc în acest domeniu și să construiască o carieră. Păi bine, după absolvirea facultății multimedia, foarte mulți studenți se angajează la televiziuni. Acum, mai recent, deja de când noi avem CNC, Centrul Național de Cinematografie, care mai finanțează niște proiecte anual, tinerii regizori se pot afirma, pot aplica, pot crea un film finanțat de stat. Cumva se simte o creștere în ultimii ani a cinematografiei naționale. Și pe viitor sper că o să-și ia avânt mai mare și mai mare și studenții nu o să trebuiască doar la televiziune să angajeze. Dar cum n-ai da... Noi nu suntem chiar atât de mulți, dar nu poți într-o țară atât de mică să ai sute de regizori. În fiecare an absolvesc cât cam plus minus 10 studenți. Este un număr suficient pentru țara noastră care cred eu pot afirma dacă doresc. Mult depinde de ei, sigur. Dar există, nu este o profesie care azi îi spune că nu ai de lucru. Oriunde nu ne-am uitat, în jur, peste tot este nevoie de un specialist în domeniul imaginii, fie foto, video, montaj. Eu mă refer la toate laturile, de la cel mai simplu până la film, să-l privim ca vârful acestui munte. Este și sunt șanse. Deci cei care, abiturienții care abia așteaptă să intre la facultate anul în care vine, în 2019, să prindă curaj, să se bazeze nu doar pe entuziasm, dar și pe o anumită siguranță că aici, la Catedra Multimedia, există tehnică, sunt pedagogi tineri, nu doar pedagogi cu experiență, dar și cei care pot să transmită și din entuziasmul ăsta în care nu i-a părăsit pentru ca să creeze lucruri frumoase. Domnule Mărgineanu, spuneți-ne ce se întâmplă în România în acest aspect. Dumneavoastră faceți navete,
plecați cu siguranță cu ocazia festivalurilor, sunteți și prin România. Ce se întâmplă la capitolul dotare tehnică la UNATC și la alte facultăți de profil? Dacă mai avem de muncit până ajunge să ne pune pe cântar da. Toate... Bine, ar trebui să pornim atunci de la ideea că facultatea UNATC-ul de astăzi, fostul ATF, Academia de Teatru și Film din București, are o istorie mult mai mare decât în departamentul nostru, în care are abia 25 de ani. Și ei aveau o dotare și atunci când filmau pe peliculă. Deci aveau laboratoarele de prelucrare a peliculei, aveau peliculă în dotare pentru studenți să facă experiențe, să facă filme. Într-adevăr, au fost mult mai alentați din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles, rezultatele se văd. Noul val al cinematografiei românești are la bază școala de film și bineînțeles că asta spune mult. Studenții învață, după care au posibilitatea să se manifeste pe platou de filmare. Fondurile destinate cinematografiei în România sunt net superioare față de cele care le avem noi. Dar n-aș vrea acum să plângem că noi avem puțin. Vreau din contră să ne lăudăm că și noi avem. Avem cel puțin, odată cu apariția CNC-ului, sunt posibilități de afirmare. Exact. Asta vreau să concretizez și eu, pentru că anul trecut se produceau 3 filme concomitent în Moldova și deja simțeam lipsa de specialiști. Asta dă dovadă încă o dată că cei care se lansează pe această piață sigur vor avea de lucru. Bineînțeles, trebuie să fie un specialist bun. Noi așteptăm profesioniști, așteptăm deja studenți care au și teorie foarte bună puse la punct, acum au posibilitatea să exerseze tehnica respectivă și atunci nu are decât atunci când termină facultatea să se angajeze foarte bine în domeniu. Cel mai important și ceea ce vreau să menționez este că noi astăzi în Moldova, raportat la numărul mic al populației și majoritatea tind să plece, sunt foarte mulți tineri dornici să facă film. Asta pentru noi este o mare bogăție, este o resursă foarte importantă pentru țară și ar trebui această categorie de tineri care lucrează în domeniul filmului să reușim să-i ținem aici. Să le dăm front de lucru, să le dăm posibilități să se afirme în Moldova. Bineînțeles, după aia vor pleca la Festivalul Internațional, dar să plece de aici, cu filmele făcute în Moldova. Să reprezinte țara noastră, sigur că da. Deci noi suntem bogați la nivel de profesioniști tineri cineaști. Frumos. Chiar acum avem o intervenție prin Skype. În minutele ce urmează vreau să aducem un exemplu că tinerii cineaști sunt cei care sparg orice tipare și granițe. Zina Esepciuc a absolvit facultatea de jurnalism la Chișinău, apoi a studiat specialitatea de cameraman la București. Nici acolo nu s-a oprit și a plecat la Paris, unde a studiat arta cinematografiei. În 2017 a pășit și pe covorul roșu de la Cannes. Astăzi este alături de noi, printr-o intervenție Skype de la Paris. Bună seara, Zina. Bună seara! Îți mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Știm că ai studiat, am specificat acum, ai studiat și la Chișinău și la București. Care sunt acele elemente comune ale școlilor de film din spațiul românesc, pentru că ceva mai târziu ajungem și la cel european? Diferențe nu sunt foarte multe. Mai mult găsesc asemănări. Peste tot sunt persoane dornice de a face cinematografie. Există acest entuziasm de a crea artă, de a crea ceva nou și interesant. Deosebirile poate sunt în prețul pe care îl plătești pentru studii, pentru că cel puțin în Franța, studiile în cinematografie costă destul de scump și nu atât se plătește, de exemplu, cunoștințele, cât materialul pe care îl utilizezi în timp ce faci exerciții sau când filmezi scurtmetrajele pentru școală și mai târziu când ai filmări. Ceea ce nu știu dacă există în Republica Moldova, dar știu că situația se ameliorează, știu că acum este mult mai bine. Da, și sigur că este foarte multă practică aici, în Franța, cel puțin. Atunci când am venit la Paris, am făcut doar practică și foarte puțină teorie, pentru că, în mod normal, trebuie să ai deja niște cunoștințe de bază în cinematografie și revin treptat atunci când pregătești anumite proiecte. Atât. Vorbeam aici despre acordul și acordarea asistenței tehnice în domeniul culturii oferită de poporul japonez facultății Catedrei Multimedia din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și vreau să te întreb pe tine, cum crezi cât de important este acest aspect, aspectul tehnic atunci când e vorba de a crea un produs cinematografic și ce atitudine au francezii vis-a-vis de acest moment?
Suportul tehnic este baza creării unui proiect cinematografic și nu numai. Și mă bucur că în Republica Moldova situația chiar se ameliorează în acest plan. După cum am și zis, în școlile din Franța și cel puțin cea pe care am făcut-o eu, ESEC, suportul tehnic este foarte bun, dar plata pentru aceste camere, toate aceste aparate de iluminare, ele vin din banii pe care îi plătesc studenții pentru studii. Nu există careva finanțări de stat sau posibil există sponsorizări din altă parte, dar acesta este un element foarte mic. În mare parte, banii vin din suma pe care o plătesc studenții. Și acum vreau să ne povestești în ce proiecte, în ce filme apari, ca să știm noi și să ne bucurăm. Deși am studiat regie la ESEC în Paris, am devenit actriță după studii. A fost o decizie mai mult pragmatică pentru că este mult mai ușor să devii actor, în Franța cel puțin, decât să regizezi un film. Pentru că, după cum știm cu toții, pentru a deveni regizor trebuie să realizezi un film care costă bani. Și da, acum trăiesc din actorie și anul acesta am filmat două proiecte. În ambele am jucat roluri de rusoaice. Da, din păcate în cinematografie din vest este așa un termen ca typecasting. Deci, după cum profilul meu este mai mult de slav sau de rusoaică, respectiv joc roluri din astea. Da, și primul proiect este un serial francez pentru Netflix, care va apărea la sfârșitul anului, se numește Family Business. Și cel de-al doilea proiect este o trilogie de scurtmetraje, care se numește Festin. Regizorul este un fotograf de artă pe care îl cheamă Gérard Rancino. Am filmat deja primul scurtmetraj, care de fapt este un plan secvență de 30 de minute, adică este un shot, de fapt, de 30 de minute. Și urmează să filmăm cele două părți din trilogie. Zina, îți mulțumesc, îți doresc mult succes în meseria pe care ți-ai ales-o și cum povestești, cu câtă dragoste povestești, îți merge și așa să fie și pe viitor. Succes și o seară frumoasă să ai în continuare. Te așteptăm acasă ori de câte ori ai ocazia să revii. Dragi, îți mulțumesc, o seară frumoasă. Dragi invitați, excelență, vreau să vă întreb cum se va încheia acest proiect. Va fi o evaluare a rezultatelor acestui proiect implementat, acestui acord, acestui ajutor. Care sunt momentele cheie care constituie un rezultat pozitiv atunci când veți avea această finalitate deja semnată, proiectul s-a încheiat, totul a decurs frumos, cu bine? Care sunt cele mai importante momente de revizuire a unui proiect? Da, adică recent, adică în luna decembrie, noi am făcut de o ceremonie de înmânare cu acest echipament și după, în general, 3 sau 5 ani, adică colegii noștri, dar aici era Chișinău și mereu, adică colegii noștri au vizitat, dar totuși vizitează și să vadă cum face, cum funcționează cu aceasta, cu echipamente care noi am adică asistat. Aceasta este cu de procedurile, dar cel mai important este aceasta cu adică de înmânare, aceasta cu ceremonie. Noi am verificat toate echipamente, funcționează perfect. Foarte bine. Asta este foarte, foarte important pentru noi și deja noi am primit mai multe cu cereri, nu? Și v-am spus aceasta cu Cultural Granted și noi am primit cu arte, adică proiecte și Grassroots Granted. Totuși noi am primit mai multe cu proiecte și dacă până în prezent au implementat bine, atunci deschide șansa mai mare pentru viitor. Vă mulțumesc. Eu vreau să te întreb ce se întâmplă la capitolul frecvență a studenților atunci când vine vorba de exerciții și cât de mult se simt ei cumva ajutați de această tehnică și cum pot ei efectua mai eficient exercițiul oferit de profesor, de lectorul care l-au în față. Eficiența și disciplina cumva e bună la catedră.
Nu știu dacă frecvența depinde de tehnică, depinde de interesul propriu a studentului dacă vrea să studieze. Și nu aș vrea să punem accent atât de mare doar pe tehnică, mai există și importanța culturii generale cinematografice. Și aș vrea să menționez, pentru că pentru mine este o onoare să stau, merit de fiecare dată când stau cu un japonez lângă mine, este o onoare. Eu respect foarte mult acest popor. Eu am studiat un pic și limba japoneză și anume dragostea față de acest popor, mentalitate, limbă, mi-a venit de la cinematografia clasică japoneză, care noi la Academia de Artă, iarăși dacă vorbim de frecvență și de ore un pic, începem să studiem filmul de ficțiune anume cu Japonia și cinematografia clasică japoneză. Akira Kurosawa, Rashomon, Shohei Imamura, Takeshi Kitano și mulți, mulți alții. Cinematografia japoneză este o cinematografie care, părerea mea, combină perfect literatura, imaginea, mitologia și realitatea, dă dovadă de o simplitate și o profunzime enormă. Și din acest motiv noi începem să studiem cultura cinematografică mondială cu Japonia, punând accent pe aceste trăsături pentru a îmbolnăvi cumva pe studenți, exact, să vadă frumosul. Exact, face parte din studiu, da? Da, sigur. Separat se face pe, pe Japonia. Începem cu Japonia. Lista mea de regizori japonești care o dau studenților, credem că e foarte mare. Noi nu reușim să le privim într-un semestru. Eu le dau temă de acasă să privească, le vorbesc. Ok, toată tehnica este iarăși japoneză, da, Sony, Panasonic și multe alte, dar japonezii dau dovadă nu doar de tehnică bună, dar și o cultură care a influențat cinematografia la nivel mondial. Același Kurosawa, în anii 50, a făcut filmul Rashomon, care pentru prima dată Oscar a fost dat pentru film străin și din anii 50 încoace, ceremonie de premiu Oscar pentru film străin începând cu Rashomon. Mulți regizori americani ca Martin Scorsese sau Steven Spielberg au plecat în Japonia să colaboreze cu acest Kurosawa pentru a învăța, pentru a avea acest schimb de experiență și a crește. Fiecare regizor mare are în topul său top filme, are un film japonez, sunt sigur de asta. Este o cultură și, literatura și cinematografie și multe altele care influențează pe plan mondial întreaga. Vorbești foarte interesant, curios, cât de curios se simt studenții, cât de atrași sunt ei de aceste subiecte. Păi, crede-mă că sunt, noi la catedră sunt, de exemplu, chiar acum aveam un fost student, Nelu Donică, care este în Japonia și filmează un film documentar. Și tot studiază limba japoneză, s-a dus în Japonia să filmeze acest film documentar și mai sunt și alți studenți care nu doar eu sunt pasionat și am început să învăț limba japoneză. Mai sunt la noi. Eu aș preciza aici că domnul Druck este pasionat așa de filmul japoneză. Spunea și lui în reportaj. De acolo se trage toată pasiunea studenților lui. Este contagioasă. Așa. Exact, pentru așa că vreau să zic și de Nelu Donică, care a ajuns acum în Japonia și am înțeles și acolo, da, se simte foarte bine. Maestru și al camerei, exact, da, al imaginii. Ia, pentru a confirma ceea ce spunea Ion, cred că este foarte bine pentru toți telespectatorii noștri să meargă luni la Festivalul Filmului Japonez la Bălți, pentru că întâmplarea face că eu am văzut acest film și este un film foarte bun. Noi l-am tradus în română și vă invit să veniți să descoperiți cinematografia japoneză. Este chiar de... E păcat să ratăm acest eveniment. Și va fi și marți la Chișinău. Da. Da? Da. Noi am organizat în 3 ediții și acum este la Bărți. Noi am considerat că nu numai la Chișinău, ci și de Bărți sau cu Cahul sau cu Sud și Nord trebuie să aibă cu posibilitate cu cetățeni, studenți. Dar mai ales, noi am ales, adică două filme pentru Bărți, este pentru la, am avea loc la Universitatea de Stat, da, acolo și pentru studenți. Pentru că ca studenți se poate să înțeleagă și, de exemplu, pentru copii poate cu anime sau cu asta și mai, da. Dar pentru studenții noi am adus, adică cele două filme. Una este cu secolul 18 despre povestea, dar în legătura cu, de, cu gătiria și cu, în legătura cu mâncarea japoneză, bucătăria japoneză, una este cu specific cu cultura noastră, dar în același timp ceva cu dragostea și iubirea între familia și, nu? Chiar dacă este secolul 18. Secolul 18 este, atunci este, noi am, adică, făcut o bază de cultura japoneză, de un timpul samurai,
de societate este foarte diferită, dar eu cred că este mentalitatea sau gânduri de cu modul de gândire și tot este atunci este cum mai făcut cu baza pentru noi japonezi. Și din această cauză noi noi am considerat, noi am selecționat cu aceasta. Și celălalt este ceva de cu se numește cu de despre cu baie de termică, da, asta, da, și în Japonia este aceasta și în Imperial Roma, tot e acea, și transfera persoane între cu timp de cu acolo și nu legătura. Și ca să arătăm, adică cum este cu modul de gândire a japonezilor, măcar puțin pentru a înțelege, a profunda înțelegerea adică despre cultura japoneză. Este foarte important, domnule Morgineanu, cum povestiți și dumneavoastră deja sunteți molipsit de această cultură, de această... Da, să știți, pentru că ambasada Japoniei este, cred că, printre puține ambasade care face mai multe festivaluri de, sau proiecții de film într-un an. Adică nu este doar săptămâna. Sunt una dintre cele mai active. Da, foarte active. Deci în toamnă am avut zilele filmului japonez la Chișinău, acum iar avem, zic... Cineaștii noștri, cinefilii, spectatorii simple au șansa și ocazia să se îndrăgostească de cultura japoneză, să vină să vadă filme. Și atunci o să dea dreptate lui Ion și lui Nelu de ce sunt pasionați de filmul japonez. Așa este. Suntem pe final de emisiune, o emisiune frumoasă, curioasă pentru toți cei care iubesc cinematografia autohtonă, niponă, oriunde n-ar fi și oricare n-ar fi ea, dar de calitate. Vă rog, dragi invitați, să facem o concluzie la această fereastră către viitor, către trecut, filmul, vorbim despre această metaforă, mașină metaforică, cum spuneam la început, și despre acest declanșator de senzații, cum este filmul. Calitatea în film contează. Vorbim de tehnică, vorbim de emoție, de instruire. Excelență, spuneți-ne ce mai contează atunci când deschizi televizorul sau intri într-o sală de cinema și privești un film bun. Da. Pentru că noi considerăm că mai ales cu această cu academie pentru studenți, nu? Tehnice și tot. Nu? După câte noi am înțeles, de exemplu, eu am vizitat mai multe cu spitalele. Nu? Medici sunt buni, dar echipamente dacă nu sunt, atunci nu se poate să dezvolte. Și pentru, adică cu studenți, nu? Care studiază și învață și cu această firmă este creatoare. Nu? Aceasta cu persoanele, cu spirituale. Și asta este foarte important și trebuie să aibă echipamente suficiente, avansate. Și noi am, din acest punct de vedere, noi am considerat și mai ales cu marca japoneză. Noi trebuie să ajutăm, adică pentru această academie. Da, vă mulțumesc foarte mult, Ioan. Da, sigur, echipamentul tehnic este foarte important, dar pentru mine primordial în film este important emoția care mi-o transmite acest film. Și atâta timp cât camerele de filmat nu filmează singuri și nu fac nimic singuri, nu se face filmul de un robot, dar se face de oameni, mult mai important este cultura generală, cum noi gândim, ce vrem să spunem cu acest film. Să nu uităm niciodată că tehnica este un instrument pe care noi îl folosim, dar nu trebuie să-i dăm importanță. Vă mulțumesc! Eu, dacă îmi permiteți, aș menționa aici un nume foarte important. 10 secunde avem, domnul Mărginu. Coordonatorul proiectului este doamna Svetlana Reonescu, care a muncit foarte mult la proiect și datorită acestui proiect, astăzi ZAMTAP-ul beneficiază de acest echipament. Și, bineînțeles, avem nevoie de producție, dar și distribuție. Televiziunile să ne ajută să distribuim produsele. Cu mare drag. O seară frumoasă, vă doresc. Și noi, o seară frumoasă și dumneavoastră. Te-am spus în casc, scuze.
Ion Buzdugan, 9 martie 1887, 27 ianuarie 1967, secretar al Sfatului Țării, deputatul care a scris declarația de unire a Basarabiei cu România. Ianuarie-iunie 1907. A participat activ la Mișcarea Națională din Basarabia, făcând parte din gruparea naționalistă încropită la Bălți de judecătorul Ion Pelivan. Învățător fiind, pleda pentru instruirea copiilor români în limba lor maternă. A participat la Congresul Învățătorilor și Congresul Învățătorilor Moldoveni, la care s-a pronunțat pentru naționalizarea învățământului și introducerea alfabetului latin în Basarabia. În una dintre alocuțiunile sale, spunea: acum, când e vorba de punerea temeliei școlii și culturii românești în Basarabia, Congresul trebuie să se hotărască pentru alfabetul latin, care e al întregului nostru neam și al tuturor popoarelor surori cu noi. Prin alfabetul latin, noi ne deschidem deodată porțile spre întreaga cultură românească, de care până acum nu ne-am împărtășit aproape deloc. În învățământul din Basarabia, începând cu toamna anului 1917, urma să se introducă alfabetul latin, lucru care s-a întâmplat. În vară sunt organizate cursuri pentru învățători, unde se fac familiari cu acest alfabet, se tipăresc primele manuale și în toamna anului 1917, în Basarabia, începe învățământul în limba maternă, în limba română. Octombrie-noiembrie 1917. A participat la Congresul Militarilor Moldoveni, fiind raportorul chestiunii privind organizarea Sfatului Țării. Congresul a desemnat deputat în organul legislativ al Basarabiei și îl alege membru al Biroului de Organizare al